ușor de trecut. Până cu sistemul de canalizare de la gura leului. Până tot întreabă să face ceva. La gura leului? Pentru colectarea apei care vine în plouă. Adică dacă se e în lucru cu un proiect, doamne, vedeți, eu, noi avem acum o ședință de Consiliu pe 3, unde eu mi-am asumat câteva lucruri. Mi-am asumat Munteni Podeni, nu mă refer numai la canalizare, dar eu am pornit un proiect de asfaltare la Munteni Podeni, unde valoarea estimată este în jur de aproximativ 10 milioane de euro. Acum, uite, dacă tot mă întrebați, vă spun că am și trimis la Fondul Național de Investiții două proiecte, pentru că așa mi s-a spus, trimiteți, nu? Am trimis în paralel, noi am scos Gheorghe Amandi, dar l-am trimis și la București, și am trimis și asfaltare Munteni-Podeni, pentru că 10 milioane de euro, nu-i vom avea niciodată, nu-i bârladul grămadă să asfaltăm Munteni-Podeni. Și, dar ne-am asumat. Am trecut de etapa de studiu de fezabilitate și astăzi, prin rectificare, dăm niște bănuți să facem proiectarea. Și în proiectare să ne se dea soluția pentru apele pluviale. Acum, la gura leului. Știu, cu ani în urmă, s-a făcut acolo o lucrare de a prelua. Numai că, între timp, suprafața asfaltată în municipiul Bârlad a crescut. Știu despre ce spuneți dumneavoastră. La gura leului, în schimb, vine apă de pe deal, de la școala 10, pe Gheorghe Doja, pe Suceava, pe, mă rog, și toată apa se concentrează aici. Dacă noi nu avem curajul să luăm o decizie, să rezolvăm cu apa pluvială din oraș, vom avea necazuri mari. Numai că această decizie înseamnă și un sprijin financiar foarte mare și nici guvernul și nici fonduri europene nu avem pentru așa ceva. Adică va trebui să concepem o canalizare pluvială, cum mai avem tronsonul ăla care vine de la IRB și trece pe Traian, care are 1,20 m, să vii cu un tronson în municipiu, pe sectoare și să-l despar să pleacă. Altfel nu există nicio șansă. Nici ploile nu mai sunt ca altă dată. Acum, ne-am asumat Munteni Podeni. Ne asumăm spitalul, unde am văzut că vom să dea Dumnezeu să primim acel sprijin financiar despre care s-a vorbit în vizita doamnei prim-ministru, deși sprijinul ăsta a fost promis acum un an și două luni de zile, când a fost la Ministerul Sănătății. Am mai fost odată la Ministerul Sănătății și am vorbit direct cu doamna ministru și ni s-a spus că într-o săptămână de zile mergem la Bruxelles, prutând tratative pentru a muta fondul european de pe o axă pe alta, a explicat dumneavoastră, și într-o lună de zile suntem la Bârlad. Mi s-a spus să trimitem documente la București, cine s-a spus să am trimis, n-am primit răspuns și nici la Bârlad n-a mai venit nimeni. Cam așa stau lucrurile.